Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la Momentul Adevărului. Invitatul meu din această seară, primarul orașului Breaza, Răzvan Bălășescu. Discutăm despre multele dintre problemele cu care se confruntă Breaza ca oricare alt oraș, de altfel din Prahova și din țară, despre acțiunile care se derulează în momentul de față în această localitate și multe, multe alte subiecte interesante. Rămâneți așadar alături de noi. Bună seara, domnule primar, bine ați venit. Bună seara și îmi pare bine să vă revăd. Deschidem discuția noastră din această seară cu un eveniment inedit care a avut loc în weekendul care tocmai a trecut la Breaza. Este vorba despre evenimentul Running Queen, care a dus la start sute de doamne și domnișoare. Este vorba mai exact despre o competiție de cross, pe care vreți să o extindeți, așa cum spuneați înainte de emisiune, la nivel internațional. A avut succes. Da, așa este, a avut succes, nu mă așteptam și de aceea încă o dată le mulțumesc doamnelor și domnișoarelor de la Breaza, doamnelor și domnișoarelor care au participat, pentru că am avut participante și din afara Brezei și de asemenea și cetățenilor Brezei, că au ieșit și au asistat și chiar au participat la acest eveniment. Este un eveniment pentru doamne și domnișoare. Am mai spus și în urmă cu câteva emisiuni sau la alte întâlniri că avem un respect deosebit față de mamele noastre, de fiicele noastre, de soțiile noastre, de prietenele noastre, mai ales prin faptul că dumneavoastră ca doamne, ca mame, aveți acea proprietate dumnezeiască de a da viață. Și noi respectăm foarte mult acest lucru, de aceea vă iubim, vă stimăm, vă respectăm și încercăm mai tot timpul să facem în așa fel încât să vă facem pe plac. Deci să avem grijă de dumneavoastră. Iată, foarte multe femei care s-au alăturat este. Într-adevăr și evenimentul a fost foarte bine promovat. La o mare parte la câteva categorii de vârstă chiar au fost foarte multe participante. Care a fost cea mai în vârstă participantă? Care a fost cea mai tânără participantă? Da, deci cea mai vârstnică participantă a fost o doamnă care locuiește în Breaza, nu este brezeancă, dar locuiește la Breaza, are frumoasa vârstă de 77 de ani, dar dacă o vedeați cum s-a comportat și cum alerga și nu-i dați această vârstă. Presupun felicitări. Că are un stil de viață extrem de sănătos. Da, extrem de sănătos și sunt sigur că și aerul de la Breaza și a contribuit pentru această doamnă să ajungă și să arate atât de bine la această vârstă. Și cea mai tânără participantă? Cea mai tânără, nu știu chiar sigur, foarte sigur, dar undeva în jurul vârstei de 8 ani. Deci s-au aliniat la start, să spun așa, tinere, doamne mai în vârstă, de la 8 la 70 de ani, 70, da, exact. Și au pornit în aceeași competiție. Au plecat, au fost în aceeași competiție, dar totuși au fost starturi diferite, deci n-am putut chiar să organizăm să plece toate în același timp. Deci am avut starturi diferite. Dar, oricum, a fost o acțiune reușită și v-am spus, eu sunt plin de optimism, dar nu credeam că vom avea o participare atât de mare. Bărbații nu s-au simțit așa un pic dați la o parte? Nu s-au simțit dați la o parte pentru că v-am spus că noi încercăm să ne respectăm partenerele de viață și doamnele, domnișoarele, așa, nu s-au simțit, chiar au participat în celelalte zone, ca arbitri, ca organizatori, dar în paralel cu această competiție pentru doamne, am avut și un eveniment pentru bărbați, care o să revin, sau dacă îmi permit să spun acum. Vă rog, acum, i-am făcut pe telespectatorii noștri curioși, o să vadă în câteva momente și imagini, da, de acolo, de la Breaza. Da, deci la propunerea domnului prefect al județului Prahova, domnul Marius Sersea, am reușit să aducem la Breaza Cupa României la fotbal. Am avut-o pentru 3 zile la Breaza. A fost expusă în
rotonda primăriei și a fost chiar foarte vizitată rotonda primăriei cu această ocazie. S-au făcut fotografii, probabil. Sigur, sigur, fotografii. Și pe data de 6 iulie, deci sâmbătă, a fost și un meci de fotbal între foste glorii ale Petrolului Ploiești și foste glorii ale de fotbaliști din orașul Breaza. La care s-a alăturat, din câte știu eu, și prefectul județului. Și prefectul, da, domnul prefect a jucat fotbal. O repriză în echipa Brezii, o repriză în echipa Petrolului. Dumneavoastră nu v-ați încumetat? Nu m-am încumetat, nu, îmi place fotbalul. Într-adevăr, n-am pregătirea fizică, să spunem, cel puțin ca domnului prefect. Îmi place foarte mult fotbalul, dar și evenimentele care au fost desfășurate în paralel au necesitat prezența mea și pe teren de fotbal, și la startul competiției, și la, cum să spun, am avut și două spectacole, deci a trebuit să fiu prezent în mai multe locuri. Oricum, felicitări domnului prefect pentru inițiativă și pentru poziția lui de jucător de fotbal. Haideți să vedem și noi câteva imagini filmate de colegii noștri în weekend la Breaza. Revenim imediat tot cu acest subiect, pentru că mi-a spus că vreți să extindeți această idee la nivel internațional. Urmărim materialul, revenim la discuția noastră. Evenimentul Running Queen, care a avut loc sâmbătă în orașul Breaza, s-a bucurat de un real succes. După o paradă care a pornit din centrul localității și s-a încheiat în fața fostei primării, doamnele și domnișoarele au demonstrat că sportul contează cu adevărat. În primul rând vreau să vă spun că eu sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt brahovean. Sunt momente în care această mândrie merge spre cote maxime. De asemenea, Breaza sărbătorește 510 ani de la testarea documentară. Sunt mândru că sunt brezean, îl felicit pe domnul primar pe această inițiativă. Brezenii și prahovenii sunt niște bărbați eleganți, respectuoși. Își respectă consoartele, fetele, mamele, bunicile, tot ce e mai frumos în viața noastră. Doamnele și domnișoarele au fost super, deci cred că ați văzut că au participat în număr foarte, foarte mare. E o probă, cum să spun eu, cross-ul. Nu e o probă chiar specială, dar lumea nu prea participă. Și am demonstrat că și la Breaza, doamnele și domnișoarele din Breaza sunt doamne moderne și au lăsat câteva ore treburile casnice și au participat la această manifestare. Le mulțumesc pe această cale și chiar vă spun că sunt tare fericit că oamenii ies și participă și la astfel de acțiuni. La Breaza, evenimentul a fost... S-a bine și chiar mă bucur și vreau să mulțumesc și domnului primar și consiliului special că ne-a spus foarte mult. Noi suntem foarte mulțumiți. După terminarea crossului, a avut loc și un meci de fotbal între foști jucători de la Petrolul Ploiești din Breaza, care s-a terminat la egalitate. Cei care nu au mers la fotbal au putut vedea Cupa României, trofeu adus special pentru acest eveniment. În primul rând vreau să mulțumesc echipei Petrolul. Au fost prezenți componenții generației de aur care a bătut Liverpool cu 3-1, domnul Mircea Drida, Virgil Drida, domnul Iuhas, precum și alți componenți care au făcut onoare fotbalului prahovean. Meciul s-a terminat egal, cum prea bine știți. Eu fiind junior la Petrolul și jucând de altfel și la Breaza, am jucat o repriză la o echipă și o repriză la cealaltă echipă. Scorul a fost 4-4, deci cred că lumea a fost foarte mulțumită să vezi 8 goluri, e ceva super. Și începutul nu a fost chiar timid, așa, a fost cam 5 minute de tatonare și după aia băieții s-au dezlănțuit, deci au început cu pase foarte frumoase, faze foarte frumoase, goluri foarte frumoase. Deci cred că lumea a fost mulțumită și cred că și cei care au jucat s-au simțit mai tineri. Între timp, cei mici s-au bucurat de prezența personajelor din desene animate, a clovnilor și de un spectacol de magie, iar adolescenții au fost răsplătiți cu un concert de excepție. Running Queen este primul eveniment organizat de Primăria Breaza pentru a sărbători 510 ani de atestare documentară a localității. Felicitări, dragi brezeni, și vă așteptăm în continuare la celelalte activități, chiar dacă nu sunt culturale, chiar dacă nu sunt artistice, chiar dacă nu sunt sportive, și la alte activități pe raza orașului vă așteptăm să participați. Am revenit, imagini frumoase, sute de participante, într-adevăr, o atmosferă plăcută, vreme potrivită.
Da, ne-a ajutat și vremea, noi ne-am tot lăudat că am comandat vreme bună. Într-adevăr, vremea a fost bună până undeva la 13:30, dar nu ne-a afectat competiția. Ne-a afectat foarte puțin al doilea spectacol, că am avut și două spectacole. V-am spus, am rămas foarte impresionat de, în primul rând și în primul rând de participante. Deci, jos pălăria pentru atitudinea doamnelor și domnișoarelor. Au demonstrat că sunt femei și domnișoare moderne. De asemenea, am rămas foarte impresionat de brigada de arbitri, care au lucrat cod la cod cu organizatorii și le-am și spus, s-au comportat exact ca niște mămici, chiar dacă erau și arbitrii bărbați. Deci exact ca niște mămici și-au arătat profesionalismul și competiția și datorită lor s-a desfășurat într-o siguranță maximă. La ce vă gândiți când spuneți că vreți ca acest eveniment Running Queen să fie extins la nivel internațional? Da, ideea a pornit, acestui eveniment a pornit de la reprezentanții unei fundații, Fundația Miss Queen România, fundație care organizează evenimente și în Austria și în Germania. Eu am preluat, am fost de prima dată de acord pentru a desfășura acest gen de eveniment la Breaza. Și este prima ediție și vrem ca la anul să o dezvoltăm, să o promovăm mult mai bine și de asemenea să fie o întrecere, o festivitate internațională, deci cu participare și din străinătate. Deci la Viena această competiție are succes maxim și sunt sigur că legăturile se vor realiza și între România și Austria, în Germania. Deci, un eveniment frumos, da. Un eveniment aflat la prima ediție, de la care vă doriți să aibă cât mai și cât mai multe ediții. Vă dorim și noi același lucru. Mulțumesc. Schimbăm acum registrul discuției noastre. S-a încheiat examenul de bacalaureat. La nivel național au fost câteva scandaluri, unele dintre ele chiar de mare amploare, din păcate. În ceea ce privește localitatea Breaza, cred eu că vă puteți mândri cu faptul că, iată, colegiul militar de acolo din oraș, colegiul militar Dimitrie Cantemir, se bucură de un procent de promovabilitate de 100% și ocupă locul al doilea la nivelul județului Prahova în ceea ce privește, așa cum spuneam, promovabilitatea la examenul de maturitate. Da, așa este. Vreau să încep în primă fază cu părerea mea de rău pentru ceea ce se întâmplă în țară, ce s-a întâmplat în țară. Nu mă așteptam ca în 2013 să aibă loc asemenea evenimente. Dar lăsând la o parte aceste evenimente, într-adevăr, noi suntem mândri la Breaza că avem acest colegiu militar Dimitrie Cantemir. Suntem foarte mândri, chiar dacă nu există intersecțiile între oraș și colegiu militar, nu sunt foarte dese. Totuși, noi încercăm să sprijinim și atunci când ni se cere ajutorul din partea colegiului militar, noi răspundem cu promptitudine. Astfel, noi ajutăm, de exemplu, cu sala de sport pentru a-și desfășura activitățile sportive elevii din cadrul colegiului militar. Când au nevoie de utilaje pentru anumite lucrări în incinta colegiului, răspundem cu promptitudine. Dar mai mult nu putem să intervenim pentru că dânsii aparțin de Ministerul Apărării Naționale, noi suntem autoritate publică locală, dar cât se poate, cât legea ne permite, ajutăm. Suntem mândri și în anii trecuți, Colegiul Militar a avut rezultate deosebite. Vreau să le mulțumesc pe această cale domnului comandant, cadrelor didactice din cadrul Colegiului Militar, care fac eforturi deosebite pentru a se ridica la înălțime, de asemenea elevilor de acolo care fac față cu cinste orașului Breaza și locurilor din care provin. De asemenea, rezultate bune am avut și avem și la Liceul Aurel Vlaicu, chiar astăzi am stat de vorbă cu doamna directoare. Bine, am discutat despre alte probleme, dar ținând cont că ieri s-au terminat lucrările de la bacalaureat, mi-a prezentat o situație, o primă situație și era mulțumită
pentru că rezultatele sunt bune, nu extraordinare, dar sunt bune și se vede că ușor, ușor învățământul din Breaza se ridică la standarde mai înalte. Și aici îi felicit pe conducerea liceului, cadrele didactice de acolo și de asemenea elevii care au obținut rezultate bune și chiar și pe cei care au promovat cu rezultate mai slabe. Ușor, ușor încercăm să ridicăm și nivelul învățământului de la Breaza. Vreau să vă specific aici că Consiliul Local și Primăria Breaza sunt 100% alături de învățământul preșcolar și școlar de la Breaza și încercăm să asigurăm condiții cât mai bune și să organizăm acțiuni cât mai dese pentru buna starea elevilor de la Breaza. Este îmbucurător să înțeleg eu atunci faptul că, iată, copiii de la Breaza nu se îndreaptă, Breaza nefiind un oraș foarte mare, nu se îndreaptă către unități de învățământ din orașe mai mari, așa cum se întâmplă în multe localități din Prahova. Părinții iau această hotărâre să-și ducă copiii la școli de renume, bineînțeles, din localități mult mai mari. La Breaza se înțeleg că nu se întâmplă acest lucru. Da, în primul rând, Breaza nu este un oraș mic, deci este al doilea oraș din județul Prahova, e aproape la egalitate cu orașul Băicoi, deci ar fi al treilea, al patrulea din județ, după municipiul Ploiești și municipiul Câmpina. Sunt cazuri în care elevii de la Breaza merg la licee de la Câmpina, dar în general văd că datorită eforturilor cadrelor didactice de aici de la Breaza, din ce în ce mai mulți elevii preferă să rămână și să facă liceul la Breaza. Eu sunt sigur că în 2-3 ani de zile nivelul învățământului din Breaza va crește și în paralel cu dezvoltarea de locuri de muncă la Breaza, că știți că avem în strategia noastră să atragem investitori ca să mărim numărul locurilor de muncă de la Breaza și elevii să rămână să-și desfășoare programul de învățământ la liceu de la Breaza. Și mai departe, după ce își termină anumite studii, facultate sau să se reîntoarcă să lucreze la Breaza. Să se reîntoarcă să lucreze la Breaza. Unde să lucreze, domnule primar? Ce înțelegeți dumneavoastră, pentru că spuneați de atragerea de investitori puțin mai devreme, în vederea creării de locuri de muncă? La ce vă gândiți? Deci suntem cel puțin de un an de zile, sunt sigur că și în mandatele trecute au fost acțiuni de atragere de investitori. Noi am început în forță această promovare a Brezei și să avem foarte multe contacte cu potențiali investitori la Breaza. Avem o situație destul de grea, știți foarte bine, platforma Hidrojet. Sper să continue acolo activitatea, dar între timp încercăm să aducem noi investitori și pe platforma industrială, Hidrojet, dar de asemenea și în alte domenii și Breaza se pretează la ca stațiune de tratament, de recuperare, de turism. Deci încercăm să atragem investitori și pe aceste zone. Deja avem contacte, avem solicitări din partea investitorilor pentru centre de tratament medical, pentru centre de recreiere, pentru centre turistice. Acum să vedem și planurile lor de afaceri și încercăm să le găsim și locuri care să le punem la dispoziție. Asta voiam să vă întreb. În ce ar consta implicarea administrației locale cu privire la aceste Deci, în primul rând, asigurarea unor locuri unde să-și dezvolte activitatea. Terenuri, exact. Și pentru acele locuri, în urma planului dânșilor de afaceri, noi ca autoritate publică să le asigurăm toate condițiile, toată infrastructura pentru a-și putea desfășura activitatea pe acele terenuri. Multe dintre aceste terenuri sunt în zone depărtate de, să spunem, de rețeaua stradală sau de rețeaua de apă sau celelalte utilități. Noi vrem să ne implicăm ca autoritate publică locală în asigurarea acestor facilități, a utilităților pentru
pentru dezvoltarea afacerilor dânșilor. V-am spus și în trecut, câteva emisiuni în urmă, că am avut contacte și cu ambasada Chinei, am avut contacte și cu Camera de Comerț Româno-Chinez, am avut contacte și avem contacte în continuare cu ceva investitori israelieni. Nu este foarte ușor, cum să spun, din punct de vedere a rapidității încheierii acestor contracte. Deci sunt anumite proceduri. Să sperăm. Cu siguranță vor apărea noi investitori la Breaza și să dezvoltăm locuri de muncă. V-am spus data trecută că am fost la forumul româno-francez, unde ne-am promovat destul de bine Breaza. Data viitoare va fi promovată mult mai bine, deci nu este foarte greu, dar am învățat și va fi promovată foarte bine. Ați spus și de turism. Ați menționat cuvântul turism. Da. Care, sau cum v-ați gândit dumneavoastră să exploatați potențialul turistic pe care îl are Breaza? La ce anume vă gândiți? Păi, în primul rând, cei care vin să profite de aerul de la Breaza. Asta în același timp trebuie să dezvoltăm niște puncte de interes. Avem în desfășurare, în proiect sau în desfășurare, activități de amenajare a parcurilor de la Breaza, parcului Brâncoveanu, parcului din fața primăriei. De asemenea, anul acesta avem banii alocați pentru înființarea unui traseu turistic sau modernizarea unui traseu turistic. Știți că aveam trei trasee turistice la Breaza, dar care sunt lăsate în paragină sau nu sunt amenajate. Vrem să facem acest primul traseu turistic undeva pe dealul Gurga, deci unde turiștii să profite de acea belvedere către Breaza, către Valea Târsii, către Valea Prahovei. De asemenea, pe acest traseu turistic vrem să-l amenajăm ca să poată fi străbătut și cu bicicleta, nu numai pe jos. Vrem să încurajăm pensiunile de la Breaza, cluburile de la Breaza. Deci cât mai multe investiții în puncte de interes pentru turiști. Baze sportive. Avem deja câteva baze sportive particulare. Avem un centru spa. Și particular vă avem două centre de recuperare medicală. Și vă propuneți și înființarea unui club sportiv orășenesc acolo la Breaza, pentru că, din câte știu eu, în momentul de față, copiii evoluează sub culorile altor cluburi din zonă. Deja clubul sportiv orășenesc la Breaza este înființat, deci în ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobată înființarea clubului. Urmează să... Unde va funcționa? Să retușăm. Deci în baza sportivă din Parcul Brâncoveanu, dar va avea, pe lângă baza sportivă din Parcul Brâncoveanu, va avea și sala de sport de la Liceu Aurel Vlaicu și vrem să mai înființăm câteva terenuri de sport. Pentru că am văzut, brezenilor le place sportul. Le place sportul, într-adevăr. Bazele sportive de la Breaza, cel puțin ce aparțin Consiliului Local, nu fac față solicitărilor. Deci sunt persoane care merg în alte localități ca să desfășoare activități sportive și deci va trebui să luăm măsuri de a înființa baze sportive. Cu bani puțini să pot înființa aceste baze sportive și chiar am discutat în Consiliul Local. Așteptăm acum următoarea ședință de Consiliul Local să dăm acordul pentru înființarea noilor baze sportive. Referitor la clubul sportiv, într-adevăr aici eu zic că este benefic pentru oraș, pentru că avem multe talente sportive la Breaza. Multe talente care funcționează sub culorile altor cluburi, de să duc la Sinaia, să duc la Ploiești, să duc la Târgu Jiu, să duc în alte părți. Când am putea noi să ne ocupăm și să avem grijă de aceste tinere talente. Va mai trebui lucrat un pic la
partea de organizare și regulament a clubului, sunt mici retușuri, dar clubul deja există. Ați spus un lucru foarte interesant. Cu bani puțini se pot face baze sportive. Ni s-a demonstrat la nivel de țară că nici cu bani mulți nu s-au putut face de multe ori. Nu doar baze sportive, ci multe alte lucruri care puteau fi făcute. Da, ținând cont că multe spații, de exemplu terenuri de sport ale unităților școlare, aparțin Consiliului Local. La ora actuală, câteva dintre ele sunt lăsate în paragină, dar infrastructura lor e bună, deci cu bani foarte puțin putem să readucem suprafețele de joc la un standard normal. Deci trebuie bună voință. Sigur că da. Noi trebuie să profităm de aceste baze sportive existente, dar lăsate, să zicem, în paragină, și să le modernizăm. Deci nu necesită să găsim alte terenuri, să investim în infrastructură. Deci avem. Și vă dau exemple. Terenul de sport de la școala de la Breaza de Jos. Mai avem un teren de, să spunem, de mini-fotbal lângă sala de sport a liceului Vlaicu, care suprafața de joc ar putea fi îmbunătățită. Deja avem, anul acesta facem terenul de sport de la Valea Târsii, al școlii de la Valea Târsii, dar care poate fi folosit și de comunitatea de la Valea Târsii. Avem foste terenuri de joc în așa zisa groapă din Parcul Brâncoveanu, care tot așa, cu bani foarte puțini, pentru că infrastructura este bună, poate fi, suprafețele de joc pot fi refăcute și aduse la un standard ridicat de calitate. Și, de exemplu, acolo în groapă putem să beneficiem de 5-6 terenuri de sport. De asemenea, acolo putem să facem o pistă de atletism pe marginea gropii, cu bani foarte puțini. Totul este să vrem. Revenim imediat, domnule primar, la discuția noastră. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Domnilor, ne întoarcem în câteva minute.